așa că vă doriți să vă mențineți silueta subțire? Sper că știți că astăzi puteți câștiga 2 abonamente pentru un tratament accelerat pe bază de vibrații și un card de discount zile și nopți. Trebuie să fiți însă foarte atenți la indicii și apoi să trimiteți răspunsul corect la adresa zileșinopți@rondtvr.ro. Regulamentul complet al concursului îl găsiți în revista Zile și Nopți. Iar acum am să vă dau cel de-al doilea indiciu. Vă reamintesc, căutăm o personalitate feminină foarte importantă pentru istoria României. A fost o doamnă iubitoare de artă și filozofie și adesea susținea cu burse tinerii artiști români pe care îi găzduia în reședința sa de la Balcic. Ei, continuăm și astăzi pledoaria noastră pentru vizitarea muzeelor și caselor memoriale din orașele în care vă aflați. București, Bulevardul Lascăr Catargiu, numărul 21. Aici ființează din anul 1950 observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu. Cu toate problemele pe care le au, cu o clădire pe care nimeni nu e interesat să o restaureze, cu un echipament care, cum să spun drăguț, ar putea să fie mai bun. Oamenii aceștia reușesc de ani de zile să țină pe picioare o bijuterie de muzeu și să atragă publicul spre cupola care se deschide spre stele. Și să știți, aceasta nu este o metaforă. Treceți pe acolo și veți vedea despre ce vorbesc. Noi funcționăm ca muzeu, casă memorială și avem și o parte istorică. Și partea istorică înseamnă o lunetă veche, mare și destul de bună. O lunetă Zeiss cumpărată de amiralul Urseanu. Luneta o să împlinească 100 de ani și observatorul la fel în luna noiembrie. Observatorul a fost construit special de către amiralul Urseanu după ce s-a pensionat. După moartea amiralului, casa a fost donată, observatorul a fost donat, instrumentul a fost donat a fost donat primăriei. Ce poate face un om, un vizitator care vine aici? În primul rând, să învețe constelațiile. Apoi, poate să privească prin telescop planetele, poate să privească luna, stelele, stele duble, roiul. Sunt foarte multe obiecte astronomice care se văd chiar din București, din centrul orașului de aici. În al doilea rând, cineva ar mai putea să vină să participe la curs de astronomie. Începe în noiembrie, se termină în luna mai sau iunie, fiecare săptămână, astronomie. Oricine poate veni marțea seară la ora 7:30 și poate sta ori în cameră, depinde, ori afară pe terasă și poate discuta despre astronomie sau despre orice. Fiecare vineri și sâmbătă se poate face o călătorie virtuală prin univers. Avem un program special de astronomie. Este mânuit de către cineva și se explică totul. Oamenii pot afla totul despre univers în numai 50 de minute, plecând de pe Pământ și ajungem până la marginea universului. Cei care nu au fost convinși încă pot intra pe site-ul nostru, astro-urseanu.ro, au un trailer acolo și imagini din timpul prezentării. De curând am avut o conversație spumoasă cu un tânăr domn de 5 ani care urmează cursuri de karate. L-am întrebat, și ce înveți tu acolo la karate? E bine, și-a luat cea mai serioasă fățucă din lume și mi-a răspuns, la karate eu învăț cum să aplanez eventuale conflicte. Despre asta este vorba în karate, despre asta este vorba și în Karate Kid. Nu despre pumni și picioare împărțite aiurea, ci despre calm, echilibru și maturitate indiferent de vârstă. Dacă vă era dor de Jackie Chan, acesta este momentul și știți ceva? Nu o să spun nimic de Bruce Willis. Welcome to Beijing. You gonna do something? I just wanna go home. This is home. I thought you were just a maintenance man. I will teach you real kung fu. Karate Kid este un remake după un film mai vechi, care a avut un mare succes în cinematografe. Un film în care a fost star Pat Morita. În acest film, rolul principal îl are Jaden Smith, băiatul lui Will Smith. Iar în rolul maestrului este jucat de Jackie Chan. Hang up your jacket. Put it on. Take it off. I did. Jacket off. Kung Fu lives in how we put on the jacket. Be strong. Take off the jacket. And lives in how we treat people. Everything is Kung Fu. Take it off!
film pentru adolescenți și pentru adulți, în care un băiețel simpatic din Detroit încearcă să-și crească un drum și să se descurce într-o țară nouă și ciudată, care este China. Scenele de luptă sunt foarte spectaculoase, de asemenea peisajele, întregul film a fost filmat în China și peisajele sunt absolut superbe, de asemenea jocul special al lui Jackie Chan, care ne-a obișnuit cu un joc deosebit față de alții actori de arte marțiale. Aici Jackie Chan face în acest film face un rol extrem de serios. You're Yoda and I'm like a Jedi. Your focus needs more focus. Mergeți la film ca să descoperiți misterele anti-kung fu. Mergeți la film ca să descoperiți secretul artelor marțiale. Mergeți la film ca să vedeți un spectacol special. Cu riscul de a mă repeta la nesfârșit, îmi pun și astăzi aceeași întrebare. Cum se face oare că în toată lumea civilizată și cu un dram de respect pentru istorie, clădirile vechi sunt principalele atracții ale orașului, nu-i așa? Și la fel, îmi pun întrebarea, noi cum reușim oare să le facem praf, să le lăsăm cu bună știință să se prăbușească și apoi să ne spunem, vai, vai, ce păcat că a căzut clădirea asta? Voluntarii de la București, într-o zi pe care îi salut din nou, ne arată și astăzi trei case cu povești speciale. Astăzi vă propun alte trei obiective, de data asta în centrul vechi. Primul din ele, Hotel Brenner, clădirea fostei bănci Fortuna, cunoscut sub denumirea de Hotel de Rob. Apare prima oară menționat în 1820, într-o carte apărută la Londra, semnată de William Wilkinson, consul britanic la acea vreme la București. Apărută sub titlul atot cuprinzător An Account and the Principles of Moldavia and Wallachia, cartea a fost folosită drept sursă de inspirație de Bram Stoker pentru scrierea binecunoscutului roman Dracula. Clădirea se păstrează la fel, cu aceeași arhitectură refăcută. Mergând pe strada Smârdan, descoperim la numărul 39 o clădire nu prea atrăgătoare, a cărei curte interioară găzduiește astăzi o terasă. Placa de marmură de pe clădire ne dezvăluie că acesta este fostul Hotel Concordia. Aici, în apartamentul numărul 5, la 23 ianuarie 1859, s-a hotărât dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. În 1872, hotelul avea 90 de camere, iar plata pentru o cameră era de 3-8 franci pe zi. Situat pe strada Covaci, numărul 3, restaurantul Iordache Ionescu era unul din cele mai faimoase restaurante din acea vreme. Acolo veneau adesea personalități precum Caragiale, Enescu, De la Vrancea, Vlahuță, Goga, dar și personalități de peste hotare. Povestea spune că aici s-au inventat micii. Într-o seară, rămânând fără mațe pentru prepararea cârnaților, cârciumarul a avut inspirația de a pune carnea direct pe grătar, fără înveliș, adăugând în plus câteva condimente precum piper, salpetru, cimbru. La restaurantul la Iordache încă se păstrează tavanul și gresia. Și aceste trei clădiri vorbesc despre Bucureștiul de altă dată și, deși arată într-o stare deplorabilă astăzi, sunt clădiri care vorbesc, spun povești pe care trebuie să le descoperim și pentru a cunoaște mai bine Bucureștiul. Vă reamintesc că astăzi puteți câștiga două abonamente la un salon din București care oferă o tehnică specială de slăbit prin vibrații și un card de discount zile și nopți. Tot ce aveți de făcut este să fiți foarte, foarte atenți la indicii și să trimiteți răspunsul corect la adresa zileșinopți@tvr.ro. Regulamentul complet al concursului îl găsiți în revista Zile și Nopți. Iar acum vă dau cel de-al treilea și ultimul indiciu. Doamna pe care o căutăm s-a căsătorit la 16 ani cu regele Ferdinand al României, alături de care a rămas până la moartea acestuia, adică vreme de 35 de ani. Când ești copil este foarte ușor. Coforul fermecat chiar zboară. Iepurele iese din joben pentru că, normal, acolo locuiește. Bagheta magică îl poate transforma în stană de piatră pe colegul cel rău care te tachinează tot timpul și tot așa. Când ne facem mari, mai uităm cum stă treaba cu povestea și ne mai rămâne, dacă ne mai rămâne, doar un zâmbet în colțul gurii. Și totuși, de câte ori nu ne-am dorit să putem să facem o magie sau măcar să credem că mai există.
Of, dacă ați ști de câte ori mi se întâmplă mie asta. Teatrul de magie asta vrea. Să ne mai lasă să credem în poveste și să credem fără să punem prea multe întrebări. Cel puțin atât timp cât durează un spectacol. E și pentru copii, e și pentru oameni mari. Îi puteți vedea pe magicien la Teatrul Notara sau la Palatul Copiilor sau la Teatrul de Comedie din București. Eu m-am întors în țară în 2007 și m-am considerat că și românii trebuie să facă cunoștință cu arta magiei. Și atunci am realizat Magic Show în 2008 la Teatrul Notara. Puteți să veniți să-l vedeți, pentru că el încă se joacă din toamnă. Am mers înainte și am realizat Kids Magic Show, un spectacol de iluzionism pentru copii. Un spectacol mystery la teatru foarte mic, într-o formă deosebită, cu o regie și cu parfum de mister. Și ușor, ușor, fără să-mi dau seama, am construit o trupă pe lângă celelalte teatre din București și din țară. Adevărat, fără buget, fără locație. Dragii mei, vă așteptăm la spectacolele Teatrului de Magie, pentru că așa aveți ocazia să intrați în lumea noastră și, de ce nu, poate veniți în unele momente pe scenă să interacționăm și să realizăm anumite momente magice împreună cu voi. Nu uitați că numai așa, prin artă, prin cultură, putem să dăinuim. Ei, gata, mai încheiem o ediție Zile și Nopți, dar nu înainte să vă spun ce puteți face în zilele care urmează. Și am să vă aduc aminte de exemplu de Festivalul Peninsula, care are loc până duminică la Târgu Mureș. Pe 1 septembrie se întâmplă ceva foarte interesant și la care ar trebui să mergeți în București. Și anume, meciul caritabil de fotbal, în care vor juca, de exemplu, Gheorghe Hagi și Gică Popescu, dar și Virgil Ianțu și Robert Turcescu. Acesta este un meci caritabil, pentru că toate fondurile adunate vor fi donate Spitalului de Copii Marie Curie din București. Atât pentru astăzi. Sunt Andra Gavril și, ca de obicei, până sâmbăta viitoare, vă spun zile și nopți pline să aveți!